Potrivit președintelui Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, avantajul aspiratorului ultrasonic, a cărui achiziționare pentru Spitalul Județean de Urgență Vâlcea a fost aprobată în ședința de Consiliu Județean, este acela că protejează cu maximă eficiență țesutul cerebral, ușurând semnificativ munca chirurgului și facilitează recuperarea pacientului. Necesitatea unui astfel de aparat medical este cu atât mai mare cu cât, din totalul de 400 de operații efectuate la Spitalul Județean în ultimii 3 ani, jumătate reprezintă patologiile tumorale și hemoragiile cerebrale. Sănătatea vâlcenilor reprezintă o prioritate și vom continua să investim atât în aparatură medicală, cât și în crearea unor condiții corespunzătoare pentru pacienți, a mai declarat președintele Consiliului Județean Vâlcea.